Bună dimineața și bine v-am găsit! Încă niște secunde pentru a da share, pentru a transmite lumii că suntem în direct și în această dimineață, în direct pe inimile dumneavoastră. Suntem la început de weekend, deci două lucruri sunt certe. Urmează sâmbătă și duminică și avem cafeaua de după cu al dumneavoastră Nicu Bendea. Vă transmit un gând bun de sănătate, de bucurii și de împliniri, același gând pe care îl îndrept spre domnul Florin Piersic. Nu-i place să-i se spună maestru. Florin Piersic, după cum bine știți, e internat într-un spital în București, starea lui e mai bună. Ce vreau eu să zic, a fost internat și în două spitale din Cluj-Napoca. Vreo 4-5 zile, toată treaba bună, comunicat scurt, același acum de când au ajuns în București, zilnic breaking news-uri cu starea de sănătate a lui Florin Piersic. Deci Florin Piersic, cât era în orașul lui de Baștină, era un pacient. A ajuns la București, a devenit știre. Și deja știți de astea, băiatul său nu s-a dus să-l viziteze, dar să-i ducă tri banane și un iaurt. Bă, e la terapie intensivă, la ATI. Acolo intre cine poate și cine cunoaște. Sau, cum arată casa din Cluj-Napoca a maestrului. Atâta mai trebuie. Ori făcut poze, ori pus o pânziare ca să se vadă unde este și săraca soției singura acasă acum. Atâta mai trebuie să... Băi, doamne fer să ajungi bătrân în țara asta și mai ales internat. Au fost duminică la dânsul ministrul sănătății Rafila și premierul Ciolacu. Da, da, Rafila care o gătit în direct într-o emisiune brocoli și o zis că e mâncarea copilăriei lui. În anii 80, îți dai seama cât brocoli, cât varză de Bruxelles aveam noi. Nu, no, poate ei aveau, poate punea un grădină, cine știe. Și domnul Ciolacu, care a spus că e informat zilnic despre starea de sănătate, Ciolacu, care s-a aflat într-o întâlnire electorală în Constanța și a început cu onorată instanță. <laughs> în loc să zic onorată asistență, onorate onorată instanță. Poate știe el ceva, nu știu, habar n-am că doamna doamna și domnișoara Căveși, ci că și-o trimis procurorii europeni la București să încheteze niște fraude de câteva milioane de euro pe baza achizițiilor din pandemie. Nu că i au zis că nu candidează de președinte. Nici usturoi nu mânca, nici gura nu-i pute. Da, asta e. O cafea bună de la Marcel, dar nu de la Marcel Ciolacu, că ăsta nu ne-ar da cafele, ăsta ne-ar da numai măriri de taxe. Marcel, prietenul meu din Perth, Australia, și de la Loții Lo din Nürnberg, Nürnberg, am pronunțat frumos, dar care e din Sighișoara. Hai sănătate și să fie o zi frumoasă, că dacă începem cu cafeaua de după, o vedea noi ce o rumă în Franța, într-un sătuc alpin acolo la munte, unde nu mai sunt oameni sau de popula zona, s-au înscris patru oi. Au înscris cineva patru oi într-o școală ca să fie un număr necesar, ca să se continue școala și copiii rămași să aibă profesor în continuare să nu coboare la vale. Patru oi înscrise la școală. Asta în Franța. La noi altul e obiceiul, boii, Boii fac școală după ce au ajuns în politică. Atunci mai fac un master, mai fac un doctorat, boi. Uh, apropo de oi, doamna Diana Șoșoacă a fost iar în Parlament, bineînțeles că ea e ca acasă în Parlament, nu atâta că intră încălțată, cu o talangă, mă, danga langa, e Șoșoacă cu talanga și de, de acolo, din talangă, eu cred că trebuia să o pună la gât. Nu, că nu, nici de la, nici de la, dar să vedeți, vedeți ce înseamnă divorțul. Îi mai scotea hormonii, îi mai băga, e pe o gaură pe alta, ce să zic, până era domnul Silvestru. O mai călca. Acum, de când nu mai ia singură vorba aia pe mâna ei, da, la mountain bike făceau fel de fel de sporturi extreme. Da, vedeți, dragi bărbați, dragi femei, ca așa au lăsat Dumnezeu, că e bine omul să se însoțească cu femeia non-binar, cum nu mai zic de Eurovision, că urmăriți și shorturile pe care le punem aici pe YouTube, că au zis și un gurubulot, bulat, bă, Nicule, mă, un short la 3 zile, mă, e ca și rețeta aia dată în Nelson să scadă glicemia, sex de 3 ori pe săptămână și două, dar nu vă spun căutați. Da, mă rog, ținem cont de orice, numai ca să, ca să vă ajungem la inimile dumneavoastră. Da. Doi, doi frați din Vaslui, unul primar de la PSD și unul consilier de la PNL. Candidează acum unul împotriva celuilalt. Vezi? Când e prea puțin alcool, se nasc treburi de astea dubioase. Dar și după alegeri, indiferent care iese primar, o să-i tragă, frate, o prietenie, o împăcare frățească de numai numai. Cred că ei candidează așa ca să. Nu, no, până la urmă să vadă care e de băutură. Unul dintre ei, da. Deci tot bine, ferice de familia aia, destul cu alegerile, că mai urmează a dezbateri, urmează fel de fel de povești, bla bla bla. Dar urmăriți-ne pe noi la cafeaua de după, că noi nu mințim, noi prezentăm adevărul negru pe alb. E, e voie să-l zic, negru pe alb, ce asta, oreo, sănătate, Doamne ajută, weekend plăcut la toată lumea.